O nouă reușită pentru bibliotecarul Avram Iancu din Petroșani. Asta după ce a reușit marți după masă să traverseze în not Marea Galilei din Israel. Sportivul și-a înscris astfel numele alături de alți 67 de înotători din lume care au dus până la capăt această performanță. Avram Iancu și-a propus să parcurgă în not această mare unde înscrisurile biblice susțin că Iisus a umblat pe apă, afirmând că își dorește acest lucru pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a reușit să realizeze la înotul în ape deschise. Sportivul a parcurs o distanță de peste 20 de kilometri în mai puțin de 11 ore. Am reușit să traversez Marea Galilei și deși am reușit, nu am niciun merit. Meritul este al lui Dumnezeu care a potolit marea îngăduindu-mi să-mi duc visul la îndeplinire. Mă bucur că am putut în acest fel să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările sale. Mă bucur că am avut onoarea să fiu observat chiar de Guy Cohen, președintele Galilei Marathon Swimming Association, și că notul este ratificat și va fi recunoscut de către toate organizațiile mondiale de not în ape deschise, devenind și primul român care face această traversare. Mă bucur că am putut arbora la catargul embarcațiunii drapelul României. Unicul drapel cel arborez. A fost o cursă obositoare pe care am finalizat-o după aproape 11 ore și 40 de minute. Soarele a fost foarte puternic și mi-a făcut ceva probleme, a transmis Avram Iancu. Marea Galilei este un lac de apă dulce situat în nord-estul Israelului, are o adâncime de 44 de metri, o lungime de 21 de kilometri și o suprafață de 168 de kilometri pătrați, prin care trece râul Iordan spre Marea Moartă. Aici a avut loc pescuirea minunată a lui Iisus, care și-a recrutat apostolii și a mers pe apele sale ca pe uscat, făcând și alte minuni.